Salutare, astăzi vreau să vorbesc un pic despre echipamentul Gerinkov cu 6 rânduri. Să vă spun câteva chestii. Sunt la recoltat la floarea soarelui și vreau să vă arăt câteva chestii. Unde ai pierderi și unde ar putea fi cauza. Nu mereu e acolo, dar unde am întâlnit eu probleme și oarecum le-am rezolvat. Haideți să vedem. Deci, aproape de fiecare dată, în primul rând găsim pierderi de boabe pe rând. După cum puteți observa, adică vă arăt eu acum, nu sunt pierderi. Da? Deci, trebuie să mă credeți pe cuvânt. Haideți să vedeți de unde pot veni pierderile pe rânduri. Pe fiecare rând în față. Prima dată, știți, se pune aceste table, este kitul de rapiță. De rapiță, uite la mine. Kitul de floarea soarelui. Da? Eu l-am pus la ultima gaură. Am prins șurubul aici, dar poate vorbesc în alt clip de așa ceva, dacă vă interesează. Deci, prima pierdere e de aici. Și bănuiam că știți. Dar dacă ați pus tabla aici și tot mai pierde, tot mai ai pierderi în față, nu vorbim de spate, da? Să ne înțelegem. Mai e o ghidușie, de exemplu, aceste semilune. Aceste semilune e un contracuțit, pe sul are un cuțit, ăsta, da? Și care taie cu contracuțitul ăsta. Ăsta se reglează. Dacă ăsta este uzat, da? Dacă este uzat sau foarte mult depărtat, nu mai taie cum taie la mine, vedeți cum taie cioatele, da? Le-a tăiat foarte, foarte bine, da? Rămâne... Uite cum ești tromelecea mai lungi așa. Ei, atunci când ăsta nu e reglat, ea nu mai taie bucata de floarea soarelui, adică nu mai taie cu o bucățică de tulpină, o trage până ajunge la pălărie, o sparge aici în față și de acolo și pierderile. Da? Deci, mare atenție la aceste semilune. Stai că mă întoarcă înapoi. Deci, atenție mare la semilunele astea, să re-reglați, da? Poate fie și un pic mai depărtate, nu chiar ca aici, dar reglate și schimbate când este cazul. Eu le-am schimbat pe toate, se vede diferență, se cunoaște la așa. Și a doua chestie, o știți, da? Scrie și aici, da, pe cutia asta. Uite, pentru floarea soarelui se recomandă viteza a întâia, adică 473 de rotații pe minut. Și pentru porumb la 750, adică pe treapta 2. Treapta 1, deci aici e la ăsta, da? Asta e grupul. Și aici ai un șurubaș. Dacă îl dai încolo, este treapta 1. Dai acolo, e treapta 2. Eu merg pe treapta 2. Pentru că nu-mi pierde, din cauza că am reglat alea. Normal se spune să mergi la treapta 1, dar am verificat. Uite, vă mai arăt o dată, da? Nu se văd pierderi, da? Și vorba aia, telefonul filmează foarte bine. Da? Deci nu sunt pierderi. Și așa că n-am mai redus nici durația, nici nimic. Deci ce să zic, până data viitoare, să auzim de bine, inedit video pe YouTube, pe TikTok, Vali Bibilistrocu. V-am pupat!